Care e Probabil. probabilitatea ca totuși școlile să se deschidă la 1 septembrie? Eu aș vrea foarte mult să deschidă școlile și grădinițele, dar nu o să mă aventurez acum cu careva promisiuni noi. Ați văzut, a fost conferința de presă a Ministrului Educației Cu cu acele diferite. 7 modele Da, o să vedem venite. ce fel de combinație, cel mai realist pare a fi, și aici nu mă refer la municipiul Chișinău, dar în general pe țară, pare a fi programul de studii în două schimburi cu, zicem, să zic așa, fluidizarea Pe elevilor. săptămâni sau pe câteva zile? Urmează de văzut, deci încă lucrează colegii, deci aceia s-au anunțat 7 scenarii ca să fie încă consultate. De ce zic acesta în afara Chișinăului? Pentru că în majoritatea satelor avem școli mari și puțini elevi. Asta ar fi posibil fizic și tehnic de Iar în organizat. Chișinău online? Iar în Chișinău, din păcate, spre bucuria noastră, avem mulți copii în Chișinău, dar spațiile sunt limitate și aici e greu să organizeze, zicem, o delimitare de acest gen. Dar o să găsim o soluție și pentru Chișinău. Din păcate, din ce se vede acum, pe 22 iulie, nu cred că la 1 septembrie se va reveni la acel regim normal de studii pe care l-am avut înainte de 17 martie sau când am închis, chiar înainte de 1 martie. V-ați interesat câți profesori, câți copii din țară au conexiune la internet, au un dispozitiv, un telefon sau un calculator? Ne-am interesat, bineînțeles. Acces la internet avem fiecare, dar asta nu înseamnă că îl poți utiliza și pentru procesul de studii în modul Fiecare, respectiv. când spuneți fiecare, în lăsate, cred că sunt familii care nu au acces la internet Ajungem la și familie, pentru că așa. faptul că ai internet încă nu înseamnă că poți ai acces la învățământul la distanță. Poți fi mai mulți copii și chiar dacă este un laptop, dar nu toate familiile, chiar măcar unul este, Și este nu o au proporție toți. cam câți nu au avut acces la studii în Actualmente, ultimele luni? Ministerul Educației cumpără masiv echipamente de acest gen, laptopuri, tablete, deci mai mulți bani au fost alocați. Nici asta nu o să fie suficient, dar nu există soluții de astea miraculoase când într-o zi se poate soluționa toate problemele țării. Toți să aibă internet, toți să aibă laptop, toți să fie instruiți și așa mai departe. Asta nu este posibil. Și puteți să considerați aceasta cum doriți, dar într-o zi nu se construiesc toate drumurile în țară și într-o zi nu avem toți laptop. Se știe proporția cam câți copii nu au avut acces la studii în ultimele luni din lipsă de calculator, telefon, conexiune la internet și așa mai departe? Din ce raportează Ministerul Educației, toți copiii care sunt înscriși în școli, într-o formă sau alta, au fost antrenați în procesul de studii. Este însă clar că nu poți vorbi de o calitate a acestui proces, exact, sau pe măsura programului normal, atunci cum este. Eu sunt sigur că nu toți copiii au fost conectați cum trebuie, făceau coadă la laptop dacă sunt mai mulți în familie. Deci asta este foarte clar.